Uitați-vă ce s-a întâmplat de curând cu experimentul nedemocratic al guvernului tehnocrat. A fost un eșec răsunător, taxat de milioane de români la urne. Dar asta nu a fost o frână suficientă, așa încât la începutul anului 2017 să nu asistăm la o încercare de lovitură de stat de catifea, o încercare eșuată. În fine, corul bocitoarelor care prevede mereu dezastrul economic iminent își face din nou simțită prezența. Toate reușitele pe care le-am obținut în ultimul timp sunt reversibile. De aceea ele trebuie consolidate și pentru asta trebuie să alegem calea corectă de a merge înainte. Suntem în punctul în care România trebuie să iasă definitiv din zodia cătușelor, din zodia corupției de putere, din zodia atacurilor la adresa drepturilor și libertăților individuale.